Astăzi am o bufniță frumoasă pe tricou. Vă place bufnița mea? Înfricoșătoare. Salut, dragilor! Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. În ultima perioadă m-am tot gândit oare unde să mai mergem în excursii prin România, pentru că momentan în afara țării nu putem, nu știm încă cu certitudine nimic, nu știm cu izolarea asta ce și cum este și dacă vom intra sau nu în carantină, dacă plecăm sau venim înapoi, așa că ne-am gândit să vedem în România ce excursii am putea face și pentru că am auzit în jurul meu foarte multe opinii cum că în România sunt foarte scumpe excursiile, cazările și așa mai departe, m-am gândit să vă arăt și eventual să vă dau o idee de unde puteți găsi cazări ieftine. Nu e neapărat necesar să mergeți la hotel ca să vă simțiți bine într-o excursie. Dar înainte de asta nu uita să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o, pentru că voi mai reveni cu multe, multe videoclipuri interesante și vei fi la curent cu ce voi mai posta. Anul trecut în vară am fost într-o excursie la Sibiu, am stat câteva zile prin centrul României pentru că am făcut un mic tour, nu doar în Sibiu, Sighișoara, Cluj, Târgu Mureș și zonele din împrejurim. Am fost și în satele din România să vizităm cum sunt casele în mod tradițional și așa mai departe. Iar noi am optat pentru o cazare la un apartament cu două camere, așa am găsit pe o platformă Booking, Airbnb, la acestea mă refer. Și am găsit foarte, foarte ieftin, zic eu din perspectiva mea, pentru că a fost pe noapte cam 100 de lei. Am dat și în Sighișoara, și în Sibiu, și în celelalte părți. Chiar în Cluj am găsit și mai ieftin, tot pe Airbnb și Booking. Și uite așa am reușit să găsim cazări ieftine în România, nu neapărat hoteluri de 50 sau 100 de euro pe noapte, pentru că știm cu toții că de multe ori nu se merită cantitatea de bani pe care o dăm cu calitatea spațiului oferit spre cazare. Iar în momentele următoare eu vreau să vă arăt cum arăta cazarea din Sibiu, unde am dat 100-110 lei cam așa pe noapte, pentru că era și ceva taxă de curățenie undeva la 2 euro sau 10 lei cam așa. Și să-mi spuneți, vă rog, în comentarii dacă din punctul vostru de vedere 100 de lei pe noapte este mult sau puțin sau modest pentru ceea ce poate oferi România și pentru ceea ce ne-a oferit cazarea. Vă las în continuare să vizionați videoclipul și urmăriți chiar acum. Avem intrarea direct de pe casa scării, intrarea dă într-un hol din acesta verde, pe perete scrie Tea Time, este foarte drăguț mesajul. În stânga avem o bucătărie, noi am folosit cuptorul de la Aragaz pentru a ne încălzi ceva. Cu tot ce este nevoie este această bucătărie, dă spre terasă, avem și un mic dulap cu cele necesare, nu am folosit nimic de acolo. Avem pe hol, din nou vedeți holul, un frigider mare pentru noi, ne-am ținut apa și alte lucruri din acestea la rece. Mai departe intrăm în sufragerie, este mobilată ca o sufragerie de locuit, exact așa, eu m-am împiedicat de un taburet, îl veți vedea imediat. Sufrageria nu a fost folosită, adică noi ne-am ținut doar bagajele, dar nu am dormit în sufragerie, vedeți acele taburete de care m-am împiedicat. Am avut televizor în sufragerie, din nou nu l-am folosit, iar pe holul mic aveam foarte multe prosoape în aceste rafturi pentru baie. În față este dormitorul, avem un dulap clasic cu oglindă, dormitorul foarte curat și el, patul ne-a plăcut foarte mult, iar lenjeria de pat mirosea a balsam de rufe, ceea ce a fost foarte încântător pentru noi. Fără pic de murdărie, fără pic de praf, totul a fost în regulă, am avut și televizor în dormitor. Iar din holul mic, pe partea dreaptă, exact aici, avem baia. Este formată, bineînțeles, din cele necesare. O chiuvetă portocalie ciudățică, dar în rest baia foarte curată și foarte ok și bine pusă la punct. Toaleta, din nou, foarte curată. Aici ne-am făcut duș în această cadă. Am avut chiar și pe rafturile acestea din baie prosoape de păr, prosoape de corp. Le-am folosit cu mare drag pentru că au fost curate și miroseau bine. Iar pentru tot acest apartament am plătit 100 și un pic de lei pe noapte, ceea ce pentru noi a fost foarte bine, pentru că dacă am fi luat o cameră la hotel în Sibiu, am fi dat de la 50 de euro aproximativ în sus, iar apartamentul l-am găsit undeva în cartierele destul de apropiate de centru a Sibiului și a fost foarte, foarte ușor să ajungem în punctele de interes. Acesta a fost videoclipul pentru astăzi, abonați-vă dacă încă nu ați făcut-o și eu voi mai reveni cu alte videoclipuri. Pa!